Bună tuturor! O să filmăm un video destul de diferit astăzi. Am stat un pic să mă gândesc dacă e o idee bună să fac treaba asta sau nu. Nu vă așteptați acum la nu știu ce detalii spicy, pentru că oricum nu sunt poate nici genul și nici nu sunt pregătită să fac chestii de genul ăsta online. Dar o să încerc pe cât posibil să vă zic cât mai multe chestii despre mine, de care de altfel ați fost curioși. Am făcut un, nu știu cum se cheamă asta, Q&A, cred, pe Instagram, aseară, să vă întreb, nu știu, care sunt curiozitățile voastre despre mine, pe care încă nu vi le-am spus pe internet. Și ghiși ce, nu m-am așteptat nici eu la atât de multe. Avem foarte, foarte multe întrebări, adică pot să dau așa până mâine. Mi-am făcut screen la absolut toate. Și urmează să le citesc. Întrebările se repetă într-adevăr. Wow, în sfârșit am ajuns la capăt. Întrebările se repetă. O să mă mai gândesc dacă la edit o să le și pun aici sus undeva. Dar nu știu exact, pentru că așa cum le-am făcut eu screen, se vede și persoana care a întrebat. Și nu știu dacă toate fetele doresc să le apară numele la mine pe YouTube. Eu zic să nu ne mai lungim atâta. Și să-i dăm drumul videoului cu curiozitățile voastre despre narcii. Iubire, oare să-mi închizi ușa? Bun, hai să începem cu niște întrebări mai simpluțe, la care pot să răspund repede. Și întrebările care necesită un răspuns mai complicat și mai lung, cu mai multe detalii, le lăsăm pe final. Hai să vedem, chestii simple. Toată lumea m-a întrebat câți ani am. Am 25 de ani, tocmai împliniți. Am făcut în ianuarie. Sărăcită, apropo, tocmai am băut un teraflu, mă simt oribil. Am avut o zi destul de complicată, am umblat toată ziua prin oraș, l-am numit sare pe aici de pe dulapuri, dacă se aude tronc-pong. Ce faci, mama? Și am fost și am cumpărat costume de nuntă lui Bogdi, nu mai am niciun leu, dar în fine. Ok, când am nunta, apropo de ce am făcut astăzi, nunta o să fie în 6 mai, toată lumea e curioasă. Mai departe, cineva mă întreabă cât am luat în bac. Din câte mi-amintesc, undeva în jur de 9, 9 și 10. Bun. Apropo, am dat bacul în 2016, deci a trecut ceva vreme de atunci. Wow! Da, a trecut ceva timp. Ce facultăți am făcut? Asta e o întrebare pe care am făcut-o foarte des. Și sub forma asta, adică ce facultăți am făcut, și sub forma ce facultate ai făcut. Well, am făcut două facultăți, dar doar pe una am terminat-o cu diplomă de licență, pe cealaltă mi s-a părut inutil să o mai termin, pentru că deja mă apucasem să lucrez în IT și aveam, na, să spun așa, început o carieră pe partea asta și nu am mai văzut necesar și nici n-am mai avut energia necesară să continui facultatea, mai ales că lucram deja pe 8 ore, așa că o ieși complet din calcul. Nu o să trec la altă întrebare, o să vă spun pe scurt care au fost și cum s-a întâmplat. Deci, imediat după ce am dat bacul, mi-am depus dosarul, am dat și admitere, că atunci a fost cu admitere, la facultatea de litere, să am ca și backup pe secția franceză-română, pe motivul că am făcut timp de 9 ani, deci dintre a întâia până la finalul lui a noua, liceu teoretic Calderon, care e un liceu la care se învață franceză și în gimnaziu am făcut franceză intensiv, inclusiv în 1-4, în fine. Deci știam franceză, așa că m-am înscris la litere franceză-română. În paralel, la momentul ăla, mi-am depus dosarul și la Info. Doream să fac informatică în limba engleză, ceea ce s-a și întâmplat. Dar imediat după bac am intrat la buget la litere și la info intrasem la taxă. Din tot felul de circunstanțe apărute la vremea respectivă, am ales să continui cu facultatea la care am intrat la buget în momentul ăla. Am făcut un an de litere, după care mi-am luat inima în dinți și m-am înscris la info. La taxă, evident, deja nu mai era o opțiune pentru că era a doua facultate la care m-am înscris, așa că în anul 2 am început să fac două facultăți în paralel. În anul 2 de informatică în limba engleză, după cum am spus, asta am făcut, m-am înscris pe un internship la o corporație destul de mare, se cheamă Continental, aici în Timișoara, internship pe Requirements Engineering, așa se cheamă, în echipa de sistem.
Acolo am urmat acest internship timp de nici nu știu cât a durat de fapt, pentru că ce se întâmpla era că eu tot avansam. Cred că internship-ul de fapt a durat undeva la un an, timp în care eu am lucrat, am fost angajată pe 6 ore, deci n-am lucrat 4 ore de la început, am fost part-time, dar 6 ore. Imaginați-vă un pic ce program aveam în fiecare zi, din moment ce mergeam la cursuri și seminarii, laboratoare la două facultăți în paralel și la lucru 6 ore pe zi. Adică, de obicei mergeam pe la 8 la facultate, aveam un laborator sau un seminar, apoi mergeam la lucru, stăteam până pe la 3, 4 și apoi zburam înapoi la facultate unde aveam cursuri până la 10 seara. Și asta era în fiecare zi. Ulterior am tot avansat, după ce mi-am dat licența am trecut pe 8 ore sau cred că de fapt chiar înainte, pentru că venise pandemia și știți că toată lumea a început să lucreze de acasă, așa că nu am mai mers la birou. Și am lucrat de acasă, lucru ce îmi permitea mult mai ușor să fac față și cursurilor și serviciului în același timp. Treaba asta cu lucratul de acasă, deci, a venit automat pentru mine, inclusiv la următorul job, deci am stat la corporația asta vreo 3 ani și ceva, după care eu am considerat că am căpătat destulă experiență pentru a mă putea aventura într-o, nu știu, căutare de alt job. Nici măcar nu am căutat. Aveam un profil acolo aruncat, făcut aiurea de LinkedIn, unde firmele te pot găsi și te contactează dacă au nevoie de oameni cu experiența ta. Asta s-a și întâmplat. Am fost contactată de către o firmă care căuta o persoană pe postul de system engineer cu experiență în requirements engineering, ceea ce eu deja aveam 3 ani și ceva, din cauza faptului că m-am angajat în timpul facultății. Am căzut de acord cu această firmă să continuăm, mi-a convenit oferta pe care ei mi-au făcut-o și domeniul lor de activitate, așa că m-am angajat la această firmă la care lucrez din martie 2022. Deci am împlinit un an. Îmi place foarte mult aici, am o echipă minunată, îmi place foarte mult ce fac la lucru, domeniul s-a schimbat complet pentru mine, eu la locul celălalt de muncă eram pe development. Asta ce înseamnă? Că noi acolo, practic, că contribuiam la crearea unui dispozitiv sau unor dispozitive. Eu am lucrat pe două proiecte acolo în paralel, nu știu dacă contează să vă dau acum detalii pe ce tip de proiecte am lucrat, dar era ceva destul de simplu, zic așa, față de ceea ce lucrez acum. Mițu! A sărit Mițu pe căsuță și s-a întâmplat mare cutremur. După cum spuneam. Alo, filmez! nu știu dacă v-am spus, camera se situează undeva pe căsuța lui domnul Mițu, de aia avem neplăcerile acestea. Ok, așa că, continuând, la noul loc de muncă nu mai lucrez pe development, lucrez pe testare. Și nu mai lucrez pe două ISU-uri, și atât, adică pe cele două proiecte pe care eu lucram la cealaltă firmă, ci lucrez pe o grămadă de dispozitive diferite care sunt testate. Echipa mea, în care eu sunt, testează ECU-uri, adică device-uri care sunt conectate pe camioanele de la MAN, deci eu lucrez ca angajat extern pentru firma MAN din Germania. Ne conectăm remote la aceste camioane, le testăm, și, bineînțeles, ne ocupăm de rezultatele testelor. Deci, răspunzând la următoarea întrebare pe care am primit-o de o grămadă de ori, cum ai reușit să lucrezi de acasă? Toată lumea speculează că eu lucrez la pharmacy. Nu, nu este jobul meu principal, eu lucrez în IT și intenția mea inițială nu a fost să lucrez de acasă. Ca norocul s-a întâmplat chestia asta, să am posibilitatea să lucrez de acasă după ce m-am angajat. Deci nu a fost un criteriu sau ceva gen, nu mi-am căutat un job la care să pot lucra de acasă. Efectiv, am acest beneficiu și mă bucur de el din plin. Să trecem mai departe. Foarte multă lume mă întreabă cum m-am cunoscut cu Bogdi. Mițu, te dai jos sau ce faci? Am schimbat puțin cadrul ca să nu ne mai deranjeze domnul Mițu că se tot clătina. Pe Bogdi l-am cunoscut la prima firmă la care eu am lucrat. În momentul în care m-am angajat, mi-a scris sau ceva de genul. M-am văzut pe acolo pe holuri, mi-a scris pe Facebook
În principiu aveam foarte multe mesaje de la tot felul de oameni care îmi scriau: hei, te-am văzut la Conti, te-ai angajat, nu știu ce, bineînțeles, majoritatea fiind băieți. Dar nu știu de ce lui am răspuns. N-aveam absolut niciun motiv să fac chestia asta. Am rămas la nivel de colegi, să spun așa, ne mai întâlneam pe holuri, mai mergeam uneori să ne cumpărăm cafea împreună. Dar a rămas la nivelul ăsta, n-am discutat foarte multe, singura noastră discuții erau pe hol, pe acolo sau pe Facebook uneori: hei, ce faci? Ești la lucru? Da. Ok, spor. Spor și ție. Sau bem o cafea? Da, ok, mergeam, ne luam o cafea, stăteam un minut și plecam, pentru că nu aveam foarte multe de discutat, e clar. Eu am fost prinsă în două relații în timpul în care, zic, de când ne-am cunoscut până am ajuns să fim noi doi împreună. Una dintre ele a durat jumătate de an și cealaltă a durat un an jumătate. Deci, practic, 2 ani Bogdi a existat pe acolo prin jurul meu și eu n-aveam absolut nicio idee că o să-mi fie soț. S-a întâmplat o magie, pentru că vreun an, atunci când a fost pandemia și după ce n-am mai mers deloc la birou, nu am vorbit absolut deloc. El a suferit, nu suferit, că s-a întâmplat o chestie bună, și niște transformări din punct de vedere fizic, era un pic mai pufos. Și na, pe vremea aia s-a apucat de sport foarte intens și a slăbit și a schimbat freza, arăta complet diferit. Auzeam chestia asta pentru că el îmi spunea mai de mult pe la lucru că vrea să, dar nu este genul care postează poze pe internet și așa. Deci vă spun asta ca indiciu, ca să vă dați seama cum s-a întâmplat toată magia asta. Eu n-aveam de unde să știu cum arată omul ăsta față de cum era când l-am văzut ultima dată. Arăta complet diferit, uite pe părul lui domnul Mițu pe aici. Și cu toate astea s-a întâmplat această magie. Ce este această magie, prieteni? Ce s-a întâmplat este că după ce n-am vorbit timp de un an absolut deloc cu el și nu aveam absolut nicio idee cum arată, l-am visat. Și l-am visat, nu știu dacă vă puteți explica exact cum arăta el în momentul în care noi ne aflam atunci. Și eu n-aveam de unde să știu chestia asta, n-aveam de unde să știu cum arată, cum mai arată, pentru că nu mi-a trimis niciodată o poză sau nici n-am vorbit pentru că eram cu altcineva, n-am vorbit deloc un an de zile, nici măcar nu aveam cunoștințe comune sau ceva, deci, repet, wow. Și l-am visat, m-am trezit într-o dimineață și am zis, nu se poate, a fost cel mai frumos vis și am spus, efectiv, mie mi-l trebuie. Mi-l trebuie. Și am scris pe Facebook, dacă vă spun ce, n-o să mă creadă nimeni. Ghiciți ce am scris pe Facebook? I-am scris, Bogdan, tu de ce ești singur? Atât de tare mă apăsa gândul ăsta și mă gândeam, Doamne, dar omul ăsta ce-i greșit cu el, de ce e singur? Nu înțeleg. Sau poate are pe cineva și nu se expune. Mi-a răspuns, mie zis, ce să și spună, nu? Că a fost șocat, așa, e foarte dubios când o fată cu care tu te cunoști de așa mult timp și te gândești la ea și chestii de genul ăsta îți scrie dintr-o dată de ce ești singur. Îți ridici câteva semne de întrebare, clar. Eu am zis în momentul ăla nu că mi-l trebuie, am ieșit din toate situațiile în care eram în momentul ăla, adică una singură, nu toate, o situationship aveam. Băiatul cu care eram în momentul ăla, erau destul de complicate lucrurile între noi, nu ne-am mai înțeles atât de bine, fiecare aveam tot felul de chestii de reproșat la adresa celuilalt, mai mult eu, recunosc, pentru el a venit așa un pic ca o bombiță din spate, faptul că i-am spus că vreau să ne despărțim, pentru că n-aveam nicio idee care sunt motivele. Deja începusem să trăim la... Da, am locuit împreună, dar deja începusem să trăim așa foarte separat. Fiecare în camera lui, dormeam separat, deci nu... Mițu, mama, filmez! Deci cumva a fost surprins, dar nu atât de tare de faptul că vreau să ne despărțim. Ce să vă spun? M-am întâlnit cu Bogdi? Nu știu, am ieșit de 3 ori în parc. Am vorbit mai multe, deși oricum simțeam că îl cunosc de foarte mult timp, pentru că așa și era, dar n-am aflat mai multe chestii despre el. Deci am ieșit de 3 ori în parc, după care m-a dus la el și n-am mai plecat. Și asta a fost tot. Da, a fost foarte din scurt, a fost imediat după plecarea mea din locul celălalt, unde am stat cu celălalt băiat, dar am simțit de la început, n-am avut absolut niciun dubiu, chiar dacă maica mă bătea la cap în permanență, că sunt nebună, că nu e ok să fac din astea, că cum să plec de la ăla să vin direct la ăsta la alt, cum zicea ea, eu am simțit, eu am spus,
omul ăsta o să fie soțul meu. Am știut clar în momentul în care m-am trezit dimineața după ce l-am visat, s-a întâmplat ceva inexplicabil. Vă zic, cine mă crede bine, cine nu, nu. Mai departe, cea mai des primită întrebare, dacă vreau să facem copii și câți? Da, vreau să facem copii. E ciudat să spun că lucrez la asta, că nu aș vrea să vă dezvălui atât de multe chestii, dar da, când vreau să fac copii? În viitorul cel mai apropiat. Și câți copii? Știu, da, urăsc din tot sufletul când primesc mesaje sau... sau îmi spun cunoștințele, lasă că după primul te răzgândești. Măi, voi trebuie să înțelegeți că întrebarea este pusă în felul următor. Câți copii îți dorești? Eu îmi doresc 3 copii. Nu am spus o să fac 3 copii. Da, să dea Dumnezeu, om vedea ce o să fie, o să fie. De dorit, ne dorim 3 copii. Asta este cam aceeași, dar consider că ești pregătită să devii o mămică, cred că ai fi o mămică extraordinară. Da, mă simt foarte, foarte pregătită, abia aștept să se întâmple asta și pe Bogdil simt la fel de pregătit, abia așteptăm. Șuvița mea, wow! Dacă n-am auzit chestia asta, nici nu vă imaginați de câte ori. Șuvița mea este naturală. Nu o vopsesc, nu o am din naștere. Șuvița mea a început să crească undeva pe la 19-20 de ani, așa. Eu o pun pe baza unor traume pe care le-am trăit în perioada respectivă, pentru că așa am auzit eu și de la alții, așa m-au sfătuit și cunoscătorii. Deci nu o am din naștere, dar nici nu o vopsesc. Așa a început să-mi crească, îmi place foarte tare de ea. Și vreau să o păstrez. Punct. Mai are cineva din familie șuvița albă precum tine? Nu. Tocmai pentru că v-am spus, nu am din naștere. Nu mai are nimeni. Din ce an l-ai pe domnul Mițu? Și de unde? Da, corect. Deci, domnul Mițu are în momentul de față 3 anișori jumate. Da, din 2019 toamna, pentru că știu că chiar atunci mă angajasem la firmă. În 19 august m-am angajat la firmă. Deci da, are sens. Ok, și de unde l-am pe domnul Mițu? Pe domnul Mițu l-am găsit pe Facebook, îl salvase cineva de pe centura Devei. Luau mașinile printre roți, ceva de genul ăsta. Era minuscul, era cât palma mea. L-am biberonat cu lapte praf și vitamine și chestii de genul ăsta ca să fac acum Adita mai matahala și să nu mă iubească. E sufletelul meu. Îl iubesc foarte, foarte tare. A fost, v-am zis, un chemotoc, o mogâldeață, o chichineață. Era minuscul, doamne, mă topesc. Ador să mă uit la poze și filmulețe cu el de când era bebe și păpa cu biberonul. Oh. Wow! O altă întrebare pe care am primit-o de 30 de ori, cred. De la ce vine merbe? Prieteni, pentru prima oară pe internet veți afla de la ce vine merbe. Pentru cine nu știe, undeva în jurul vârstei de 14-16 ani am cântat prin Turcia. Eu am cântat dintotdeauna, de când eram mai mică, pe la vreo 7 ani, așa cred că am început să am spectacole pe partea de voce. Mai cânt și la vioară, am făcut și pian, am făcut și un pic de chitară, dar pot să zic că cu vioara am excelat și cu vocea. În momentul în care am cântat în Turcia, deci cum am spus, între 14 și 16 ani, cam așa, am participat acolo 2 ani la rând la o olimpiadă care se chema Olimpiada Internațională de Limbă și Cultură Turcă. Asta înseamnă că în 2 veri consecutive, pe lângă drumurile din timpul anului, pe care le mai făceam la Istanbul sau la București, am stat în Turcia, am avut pe acolo tot felul de spectacole, am participat la concurs, în al doilea an am reușit să câștig medalia de bronz și mi-amintesc cu drag și mă laud de faptul că au fost 1400 de participanți din 135 de țări, am reținut cifrele astea, mă mir că am reținut chestia asta. În primul an în care am stat pe acolo, am fost fără părinți, apropo. S-au ocupat de mine tot felul de profesori de acolo, din Turcia. M-am ieșit din țară perfect normal cu un profesor pe care părinții mei au făcut o procură la notar de la București, unde mergeam la București și de acolo plecam înspre Turcia. Ai mei, dacă stau să mă gândesc, au avut un curaj incredibil că m-au lăsat să am parte de experiențele astea la o vârstă așa de fragedă și efectiv fără
prea mare siguranță că totul o să fie în regulă, dar s-au documentat foarte bine înainte și au simțit că e în regulă. Una dintre doamnele care avea grijă de mine mi-a spus la un moment dat că sigur nu sunt turcoaică pentru că arăt ca una. La fizionomie sau ceva se referea probabil. Și am spus că nu sunt, dar mi-aș dori. Sunt foarte pasionată de cultura turcă. Știu puțină turcă, pentru că pentru acel concurs am avut nevoie să dau și o probă de examen de limba turcă. Era jumătate-jumătate, partea de cântat cu partea de limbă turcă. Așa că trebuie să învăț și un pic de turcă, mai ales pentru faptul că eu am cântat în turcă. Și doamna aceasta mi-a spus că dacă aș fi fost turcoaică, cu siguranță m-ar fi chemat Merve, pentru că am față de Merve. M-am topit, efectiv, am adorat numele ăsta din secunda în care l-am auzit. Nu știu dacă aveam Facebook până atunci, așa că am intrat repede de acolo, mi-am creat un Facebook pe care mă am Narcii Merve și așa a rămas. Toată lumea m-a știut de Merve după aia și asta e povestea numelui. Cu siguranță, Doamne ajută să avem o fetiță, o să o cheme Merve. Dar nu știu, nu cred că ca și nume principal, cu siguranță o să fie al doilea nume sau ceva, nu o să spun cum vreau să-mi pun nume la copii acum, dar na. De aici vine Merve. Asta e toată povestea. Câte kilograme ai și cum reușești să-ți menții greutatea? Eu am 49, 48, 49 de kilograme de când mă știu. Nu fac absolut nimic pentru chestia asta. S-a menținut această greutate natural, evident, dar pot să spun că aceste 48 sau 49 de kile în trecut arătau complet diferit. Acum mi se pare că am început să prind altă formă. Cred că m-am și înălțat. Eu nu mi-am amintit să fi fost atât de înaltă, nu știu, pe la 19 ani. Eu cred că am crescut și m-am subțiat și s-a întâmplat o chestie. Poate atunci aveam doar țesut adipos, acum am doar, m-au rămas doar mușchi și s-a dus tot țesutul adipos. Habar n-am despre ce e vorba. Ideea principală este că am avut aceleași kilograme întotdeauna, cu o mică excepție, exact înainte să mă iau să vin la Bogdi, ca să fiu mai precisă, înainte să mă despart de individul cu care eram. Am urmat un tratament cu Roacutan, timp în care am luat și anticoncepționale. Aveam o viață foarte nașpa, să spun așa, cum a fost și pandemia, nu mergeam absolut niciunde și mâncam doar chestii congelate de la Lidl. Atunci, într-adevăr, am avut 54 de kg și s-au văzut. Deci s-au văzut, aveam niște fălci, vai de mine! Nu știu, și faptul că mi-am pus atunci acid în buze, mi s-a schimbat complet fizionomia. Deci eu v-am mai spus chestia asta pe YouTube. Aveam niște fălci înainte de neadevărat. Cu părul scurt acum, într-adevăr, mă apropii puțin de varianta mea de atunci. Dar dacă mai pun și extensiile, sunt mult mai subțire la față decât eram. Cam asta s-a întâmplat. Toată lumea vede poze cu mine vechi și era, Doamne, că am văzut că erai mai grasă. Nu. Când aveam 19-20 de ani și așa mai departe, aveam exact aceleași kilograme. Doar că, nu știu, și la corp îmi vin aceleași haine, nu e asta. Mi s-a schimbat fizionomia feței, pentru că nu puneam foarte multe poze. Puneam doar de la gât în sus, probabil. Și de cât timp sunt cu Bogdi, asta e... Trebuia să o integrez undeva mai în spate, dar e ok, acum mi-a apărut. Chestia interesantă este că noi abia în aprilie o să facem 2 ani. O altă întrebare ar fi fost după cât timp după ce am fost împreună m-a cerut. Păi, practic după un an jumate, dar asta cu cerutul e destul de discutabil la noi, pentru că noi planificasem deja nunta și cununia cu câteva luni înainte să fiu cerută. Deci treaba cu cerutul a fost într-adevăr o surpriză, pentru că eu nu mai așteptam să mai fac o chestie de genul ăsta din moment ce noi aveam deja planificat toate chestiile. Ne-am grăbit, ok, știu, ne-am grăbit, dar fiecare... se ia ghilimele la momentul la care simte. Dacă în sfârșit am găsit o persoană cu care rezonez și nu pot să îi cer absolut nimic mai mult decât ce mi oferă în momentul ăsta, suntem pe exact același film, ne dorim o familie, ne dorim să ne căsătorim cât mai repede și ne înțelegem cum nu m-am înțeles nici eu, nici el cu nimeni până acum, why not? Da, toată lumea asumă că noi nu suntem căsătoriți. Noi suntem căsătoriți, port numele din septembrie.
când am făcut cununia civilă și atât. Acum în mai va fi nunta și cununia religioasă, la care ținem foarte mult, dar am primit o grămadă de mesaje acolo, cum te simți știind că nu o să te mai cheme cum te cheamă sau așa. Bam, îi port numele deja, am toate actele deja pe numele nou, de mult timp, nu puteam să circul nici cu mașina, nici cu buletinul ăla vechi, deci vă dați seama, nici luați de ceva vreme, asta îi. Ok, am o întrebare care sună cam așa, ne vei arăta rochia de mireasă? Nu, evident, o să o vedeți când o să fie nunta, nu o să pot să vă pun pe internet așa, este surpriză pentru mai multe persoane, inclusiv pentru Bogdin, nu pot să o afișez pe internet și gata. Despre familia ta, niciodată nu ai povestit, bun. Da, păi hai să ne înțelegem. V-am mai dat așa câteva indicii, uite, acum vorbesc cu taică-mi, eu acum mă duc până la taică-mi, eu acum nu știu ce. Ideea este că părinții mei sunt niște persoane mai în vârstă, care nu își doresc să apară public pe internet, nu își doresc să apară în poze, nu își doresc să îi filmez și chestii de genul ăsta. Au 65 respectiv 66 de ani, sunt un pic mai în vârstă și le respect decizia, ei poate nici nu mă urmăresc pe toate platformele pentru că nu văd necesar, nici dacă știu exact 100% ce fac eu pe internet și cum. Într-adevăr, mai am neamuri care, din păcate, le mai transmit chestii eronate. Știți cum e așa, este în toate familiile. Aleg să nu dau foarte, foarte multe detalii despre familia mea. Ne înțelegem bine, suntem ok, părinții mei nu sunt divorțați sau ceva de genul ăsta. Chiar aveam o întrebare, care e relația dintre părinții tăi? Părinții mei sunt doi oameni normali, mai în vârstă, după cum am zis, care au crescut un copil împreună și au ales să, chiar indiferent ce certuri au fost sau ce s-a întâmplat, eu nu am avut parte de certuri la mine în familie, nu am auzit urlete, țipete. Taică-mi este un om cu foarte multă școală, are vreo 3 facultăți, ceva de genul ăsta, am avut foarte multe chestii de învățat de la el. La mine în casă nu a existat alcool, tutun, chestii de genul ăsta, au fost foarte stricți cu mine. Lucru care m-a, evident, format și m-a adus la omul care sunt astăzi. Chiar dacă am avut și eu un trecut un pic mai tumultos undeva acolo în jurul a 19 ani, când mi-am făcut de cap, am crezut că gata, m-am maturizat, am avut și eu primul iubit și am luat-o un pic razna. Din fericire, chestia asta nu a durat mult, m-am redresat, m-am repus pe picioare și am ajuns exact în punctul în care mă visam dintotdeauna. Taică-miu este foarte, foarte mândru de mine. Din punctul lui de vedere, am ajuns exact la faza vieții și la momentul la care el și-ar fi dorit tot timpul să ajung. Din punctul lui de vedere, am realizat tot ce se putea realiza până acum, așa mă simt și eu. Sunt foarte fericită cu tot ceea ce fac, cu locul meu de muncă, cu nivelul la care am ajuns în relația mea, faptul că îmi creez o familie și toate chestiile astea. În schimb, maică-mea are un pic niște opinii diferite legate de cum ar trebui să arate sau cum ar fi trebuit să arate viața mea și mai avem pe aici pe acolo unele neînțelegeri și o comunicare un pic îngreunată, ca să spun așa, de tot felul de factori. Asta, ce să zic, peste tot mai există, în toate familiile există chestii de genul ăsta. Nu este absolut nimic tragic, dar sunt la vârsta la care îmi permit și ar fi trebuit oricum să-mi permit și să fac asta, să iau decizii singură și să-mi construiesc viața, știi cum, exact cum îți așterni, așa dori. Ce planuri de viitor mai am? Mai am foarte multe planuri de viitor, într-adevăr. Întotdeauna o să vrem să avansăm, nu să rămânem în punctul în care suntem. Planurile mele de viitor sună tot cam așa, dar las lucrurile să meargă de la sine, adică cu siguranță o să se întâmple ceva bine. Vreau să ne extindem familia, după cum am spus, și de ce nu, să deschidem o afacere. Însă, chestia asta o să fie destul de greu pentru noi. Și Bogdi este foarte, foarte pasionat de tot ceea ce face la lucru și nu cred că l-aș priva niciodată de jobul ăsta pe care îl are, indiferent de câștigurile pe care le-ar putea avea pe un alt domeniu sau dacă ne-am deschide noi o afacere și ar funcționa.
Lui îi place foarte tare ce face la lucru, el este tot inginer, lucrează în testare, la știți unde, am zis unde ne-am cunoscut. Așa că și mie, după cum voiam să spun, îmi place foarte mult ce fac la lucru, așa că o să trebuiască să mă gândesc foarte bine dacă vreau să schimb vreodată domeniul sau să-mi deschid propria afacere. Nu o să mai am timp, cu siguranță, să îmi văd de jobul pe care l-am în prezent, așa că rămâne de văzut. Hai să zicem și ceva amuzant. Am aici o întrebare. Care a fost cea mai mare dorință a ta din copilărie? Ca să facem întrebarea asta să sune amuzant și să ne ajungem la chestii cheesy, că oricum nu îmi vine nimic foarte cheesy în cap, cea mai mare dorință pe care o aveam în copilărie era să mă lase mama să mă tăvălesc într-o baltă cu noroi și să mă fac toată plină cu noroi din cap până în picioare. Nu s-a întâmplat asta niciodată și când mi-a spus mama că, uite, chiar m-am gândit, o să te las într-o zi să te tăvălești în noroi dacă vrei, deja eram prea mare și nu mai simțeam să fac chestia asta. Așa că eu o să-mi las copiii să tăvălească în noroi dacă o să vrea. Ai avut vreodată probleme de sănătate? Din fericire, nu am nicio problemă de sănătate cronică sau gravă. Am avut probleme de sănătate, clar, ca orice copil am trecut prin toate bolile alea ale copilăriei. La mine, din păcate, pe la 5 ani așa, s-a întâmplat să trec prin toate deodată și efectiv n-am mai mers la grădii, nu știu, bine, oricum n-am prea mers la grădii. Tot ce am învățat, m-a învățat maică-mea, care a stat cu mine acasă până la 6 ani, n-a lucrat și că la 6 ani m-am dus la școală, m-am dus la 6, nu la 7. Am făcut toate bolile copilăriei dintr-o dată, după care am făcut Oreon, după care am făcut meningită. Și cam aia a fost. Am stat cu meningita aia în spital vreo lună, dar din fericire m-a dus mami la timp la spital, ai mei de fapt, și a fost tot în regulă. Deci asta aș putea bifa cu problemă de sănătate, dar e ok, sunt bine, nu am nicio problemă în momentul de față. Întrebarea asta am primit-o iară de o grămadă de ori. Cum poți să ai atâta energie pozitivă? Așa sunt eu. Eu așa sunt de când mă știu. Eu funcționez pe principiul cu cât am mai multe chestii de făcut într-o zi, cu atât sunt mai productivă. Dacă am o zi în care, să zicem, n-am nimic de bifat, nici nu-mi vine să mă apuc de ceva. Acum, astăzi, de exemplu, cum am fost toată ziua pe foc, pe fugă, du-te acolo, du-te acolo, sună acolo, vorbește cu ăla, nu știu ce, pac, pac, am venit acasă, am avut chef să și filmez un vlog, înțelegeți? Dacă stăteam acasă și știi ce făceam pe aici, bine, nu se prea întâmplă să stau eu pe canapea și să nu fac nimic. Dar dacă prin absurd se întâmpla chestia asta, cu siguranță nu aveam chef nici să filmez în seara asta. Cum te-ai hotărât în alegerea carierei? Asta e foarte simplu, am fost la liceu cu profil real, am făcut mate-info, deci a fost foarte sugestiv. Nu am stat pe gânduri o clipă că, na. Dar, să fiu sinceră, prin clasa 11 așa, eu am fost un copil care a învățat destul de bine, mai ales în gimnaziu. Ce iubire! Și nu pot să zic că prin clasa 11 așa, eram pe la un centru de excelență la bio și toate colegele mele de acolo urmau să dea la medicină. Clar că asta era scopul, nu? De aia ne aflam acolo. Am făcut și eu, într-adevăr, grilele alea, am apucat să învăț, pentru că, nici asta nu știați, pentru că se leagă de o altă întrebare, anume dacă am frați sau surori. Sormea cu care am crescut nu este soră naturală, nu este nici a părinților mei, este practic o verișoară pe care ei au crescut-o. De fapt, mulți spus crescut-o, au ținut-o la școală. Începând cu liceul, a stat cu noi și eu am crescut cu ea în aceeași casă. Dumnea ei este în momentul de față medic specialist și pe partea de gastro, dacă vă interesează. Ceea ce înseamnă că eu am trăit oricum în mediul ăsta medicinist pe acasă. Taică mi-o stătea cu ea nopțile târziu și o asculta cu cartea în față pentru examene. Am învățat foarte bine sormea la școală, așa că peste tot prin casă erau numai fițuici, pilețele și chestii de genul ăsta. Am stat un pic pe gânduri dacă să merg și eu la medicină, dar mai mult parcă am fost atrasă de partea asta cu matematica, chit că am avut o relație de love-hate cu profesoara de matematică care mi-era și dirigintă în clasa 11-a. Ea era foarte frustrată de faptul că eu în afara
școlii mai am și alte activități, cum ar fi muzică, dansuri, aveam tot felul de cantonamente, concursuri la care trebuia să ajung, asta însemna că mai lipseam de la școală. Potențialul meu însă era unul foarte bun, dar dumnea ei era ferm convinsă că nu poți să le faci pe toate, așa că m-a pus la câteva încercări care nu m-au făcut decât să învăț mai mult la matematică ca să-i demonstrez faptul că eu într-adevăr știu. Și chestia asta m-a ajutat. M-a ajutat foarte mult pe viitor, la facultate și toate chestiile astea. Măi, eu plecasem cu video-ul ăsta cu gând că cine știe ce vă spun, dar eu vă spun numai chestii frumoase aici. Eu m-am gândit că vă dau detalii spicy. Știu că ai multe animale, ce mai face cățelul pe care l-ai găsit pe stradă în fața casei? Cățelul e bine! S-a auto-adoptat de către noi. E prin curte, ce să facă? E foarte cuminte, încerc să mă apropii de el, vreau să-l mângâi. Stă în curte, se înțelege foarte bine cu toți căței, cu toate pisicile. Nu știu cum de, mă mir. Zici că, efectiv, trebuia să fie aici. Zici că a crescut cu ei. E foarte tare, sunt foarte curioasă de el. Și sper să ne înțelegem, încerc să-l mângâi, dar e un pic speriat. Și în fiecare zi merg la el puțin, puțin și mai mângâi. Ah, dragul de el, mi-e foarte drag de el, încă n-are nume, stricuțul, dar nici nu știe că pe el îl strig. Cum faci să nu ai stări de depresie, anxietate? Subiectul ăsta voiam să-l abordez acum foarte multă vreme. Eu sunt de părere că, două puncte. Toată chestia asta cu mental health, cred că este foarte, foarte mediatizată în zilele noastre. Eu cred că nu ar trebui să aibă acces la informațiile astea copiii, care urmează, după ce află anumite informații legate de existența anxietății și a depresiei, să își autoimpună faptul că ar fi posibil să aibă depresie. Mintea mea funcționează după niște reguli foarte simple, la mine lucrurile sunt foarte reale, așa cum este o situație, așa o manevrez. Iau lucrurile ca atare întotdeauna și niciodată nu mi-am ridicat problema. Bă, mă gândesc cam mult la asta, oare nu am o problemă la nu știu ce, oare nu, eu nu caut probleme. Eu cred că peste anxietate și depresie poți să treci prin faptul de a nu te gândi efectiv, de a exclude faptul că s-ar putea să ai așa ceva. De ce să-ți creezi singur mai multe probleme? Lucrurile sunt foarte simple. Asta s-a întâmplat, asta e rezolvarea, asta fa. De ce să stăm acum să dezbatem? Tot aveam un păr de alumițu. Că vai de mine, că mă frustrează gândul că așa, că invers. Da, și eu mă simt foarte aiurea. Și nici mie nu-mi place că am părul rar. Nici mie nu-mi place că sunt prea slabă. Încerc să mănânc. Dacă așa este constituția mea și vizionomia mea, ce pot să fac eu mai mult să schimb chestia asta? Da, am zile în care sunt supărată și stau și mă gândesc că, bă, uite, și eu aș vrea să fiu așa, și eu aș vrea să nu știu ce. Vine Bog de acasă și spun, uite, sunt abătută, nu-mi place cum arăt, uite-te, am coșuri, uite-te, am nu știu ce. El îmi spune și îmi explică, iubire, este doar în capul tău, uite, hai să-ți spun, asta este o chestie bună care se întâmplă în momentul de față, de ce nu te-ai gândit la asta azi? Uite, hai că facem nu știu ce, mă apuc. Mă implic în tot felul de activități, am tot timpul o activitate. Atât timp cât nu ai timp să stai în pat, să te uiți pe tavan și să te gândești la toate problemele care sunt în viața ta în momentul ăla, crede-mă că nu o să te gândești la problemele alea. Îți cauți o activitate, îți cauți ceva de făcut. Dacă ești, cât ești mai prins în probleme, cu atât nu ai timp să te gândești și să-ți faci tot felul de filme, că ți-i rău, că nu ești fericit cu aia, că nu-ți convine aia la tine, nu există. Pe picioare, sus, te-ai dus la muncă, te-ai dus la școală, ai făcut ce trebuie făcut și viața o să-și urmeze cursul. Nu o să nebunească nimeni de la prea multă muncă, vă zic sigur. Niciodată nu vorbești despre mama ta. De ce? V-am răspuns deja la întrebarea asta mai devreme. Avem mici neînțelegeri pe aici, pe acolo și nu întotdeauna principiile noastre se potrivesc, nu se împletesc. Și chestia asta am observat-o de mai mult timp, însă nu am fost chiar pregătită să iau lucrurile ca atare și să aprob că asta se întâmplă. Am fost mai mică, sunt părinții mei, trebuie să-i accept așa cum
să le accept părerea, nu să-i accept pe ei, că ei n-au nicio problemă. Trebuie să le accept părerile, dar întotdeauna cineva trebuie să lase de la el. Noi suntem amândouă foarte, foarte puternice, să spun așa. Nu o văd nici pe ea prea devreme să se muleze după stilul meu și după alegerile pe care eu le-am făcut până acum. Și nici pe mine, pentru că eu sunt 100% fericită și împlinită cu tot ce am făcut până acum. Regret multe lucruri, da, îi dau dreptate. Am greșit că am făcut treburile alea, dar dacă mă uit acum în spate, nu regret faptul că le-am făcut, dacă are sens, în același timp le regret și în același timp nu. Pentru că toate chestiile alea mi-au adus doar experiență și am învățat atât de multe lucruri și de-aia sunt omul care sunt azi. Cineva mă întreabă cum de relația ta este atât de perfectă. De fapt, sunteți perfecți amândoi. Mulțumim frumos! Nu, nu o să spun cuvintele alea, nu avem o relație perfectă, că nu există asta. Ba, eu cred că există asta, cel puțin pentru moment. Suntem foarte fericiți. Cum reușim să avem așa o relație? Păi totul ține de noroc, de faptul că ne-am găsit și că avem aceleași principii. Pe asta mă bazez cel mai mult, faptul că ne dorim amândoi să ajungem la aceleași chestii în viața asta, pentru asta luptăm împreună. Nu există nicio persoană pe lumea asta mai importantă decât soțul meu. Nu există absolut nimeni care să-și dea părerea despre relația noastră, pentru că nici nu le dăm ocazia. Nu avem prieteni foarte apropiați, n-am avut și nici nu o să avem, în sensul în care, nu știu, nu mă cert cu iubitul meu și mă duc repede și spun, eu știu cui, uite-te la ăsta, că cum știu ce, nu există așa ceva, chestiile astea se rezolvă în cuplu și atât, în momentul în care sunteți căsătoriți și formați o familie. Chestii astea cu îi spui la prietena ta ce s-a întâmplat, trălălă, nu știu ce, astea funcționează în liceu sau în relațiile astea foarte șubrede, să te pui să-l bârfești pe ăla. Nu există. Toate lucrurile, problemele de cuplu, toate problemele pe care le ai, nu ți-o conveni că o făcut nu știu ce, numai între voi se discută. Eu zic că un merit foarte, foarte mare l-are Bogdi în toată chestia asta. Eu sunt un pic mai nebună, așa, mai dificilă, să spun, am destul de multe figuri, cred eu, mie mi se pare că am figuri, dar după spusele lui la ce figuri au avut altele, aparent nu am figuri. Sunt și eu o persoană destul de muncitoare, îmi doresc să împlinim chestii împreună. Dar și el este un om foarte, foarte calm și se mulează perfect după mine. De foarte multe ori se abține și nu vorbește gura fără el. Sau alege să-mi spună neplăcerile prin niște mijloace super umane și potrivite, care nu mă dau peste cap, nu mă supără și, nu știu, chiar mă fac să înțeleg foarte, foarte bine și foarte simplu ce am greșit, dacă am greșit ceva. Deși nu se prea întâmplă. Noi avem niște reguli, sună foarte urât să spun așa, nu sunt reguli, foarte bine puse la punct. Ce are el de făcut, are el de făcut, ce am eu de făcut, am eu de făcut. Nu există în casă să spun că hai să mai facă și el curat nu știu ce. După, înțeleg, o să-mi iau acum o grămadă de fete în cap. Nu are ce să facă bărbatul mâncare sau curățenie. Nu există. Este treabă de femeie. Nu o să-l pun acum pe Bogdi să spele geamuri. Te vorbești serios, bărbatul să fie stâlpul casei, femeia să întrețină casa. E atât de simplu pentru mine. Eu așa o văd din totdeauna. Maica mea m-ar certa acum și s-ar supăra pe mine că spun asta de vai de mine, fiindcă ea tot zice că toată viața a fost slugă, că nu știu ce, că a făcut curățenie și nu știu ce mâncare și nu știu ce. Păi da, dar asta trebuie să facă o mamă, asta trebuie să facă o nevastă. De-aia te măriți, de-aia vrei să-ți faci o familie. Dacă am fi milionar sau ăsta, să stau așa cu picioarele în sus, să am o servitoare, atunci ar fi fost maică mea fericită. Dar nu este chiar așa, poate o să fie, cine știe. Na, dar nu este un ideal de al meu, nu îmi doresc chestia asta. Mă simt foarte bine să fac toate lucrurile pe care le fac pentru casă, le fac cu drag, le fac exact cum îmi place mie, nu cred niciodată că vreo
doamnă care face curățenie s-ar putea ocupa de anumite detalii mai bine decât mă ocup eu. Imposibil să se întâmple chestia asta. Totuși, chiar dacă am spus că asta e treabă de femei, aia e treabă de bărbați, în creșterea copilului nu, să nu vă treacă prin cap că mă voi gândi la din alea că numai mama trebuie să nu știu ce. Nu vreau să intru acum în polemici și să dezbatem tot felul de subiecte aici în comentariu, pentru că nu e cazul și nu-mi place să dezbat subiecte din astea. Nu, nu o să fiu genul de mamă care, vai, să nu facă el că e bărbat, că numai eu. Nu, când e vorba de copil, trebuie efectiv să știe să facă tot ce fac eu și tatăl. Dacă eu am de gând acum să plec 2 ore de acasă, el nu o să mă sune niciodată să mă întrebe, auzi, unde găsesc nu știu ce sau cum se face aia. Așa îmi propun, Doamne ajută să se și realizeze absolut tot ceea ce îmi propun, pentru că niște oameni mari, capabili și conștienți, și repet, avem aceleași principii, o să se descurce cu siguranță, suntem mai mult decât pregătiți. Vorbesc de parcă aș fi gravidă, dar să știți că nu sunt, încă vă anunț eu, nicio problemă, și așa totul pe internet, așa că o vedea. Bun, mă doare gâtul, vorbesc de o oră jumate, mai am câteva întrebări și subiecte pe care nu le-am atins, dar o să o las pentru un alt video când o să am energia necesară să discut despre chestia asta. Subiectul sună cam așa. Spune-ne despre fostele tale relații și de ce s-au terminat. O să vreau să fac un video, dacă tot am primit așa de des întrebarea asta, despre fosta mea relație toxică pe care am avut-o, dar nu poate neapărat așa de pregătită să discut despre asta încă pe internet. Aș vrea să văd cum primiți voi video-ul ăsta pe care l-am făcut, după care o să trecem la chestii mai deep. Nu e o tragedie, n-am pățit nimic. Sunt vie, sunt ok, trăiesc, sunt fericită, dar o să vreau să ridic așa un semnal de alarmă cumva către copiii care sunt pe la 16, 17, 18 ani, să-și asculte părinții, pentru că chiar au dreptate. Așa e. Și gata. Na, mă duc să mai fac un ceai, să mă dezbrac, să mă demachez, să mă pun în pat, fiindcă mă atinge răceala din ce în ce mai tare și nu mă simt așa bine. Pup și ne vedem în următorul video.